Trecerea la învățământul online a reprezentat o provocare atât pentru elevi cât și pentru profesori. Interacțiunea dintre aceștia, dar și tehnicile de predare au prins o nouă dimensiune. UVT vine în întâmpinarea profesorilor din mediul preuniversitar cu un program de studii menit să-i pregătească pentru acest tip de predare. Sigur că Universitatea de Vest din Timișoara, ca și multe alte instituții de învățământ superior, aveau poate în proiecția lor de viitor ideea de digitalizare mai accentuată a procesului educațional. Așa că, într-un fel sau altul, nu am fost neapărat luați pe nepregătite, numai că poate proiecția noastră de implementare a digitalizării în zona procesului educațional ar fi fost făcută pe o perioadă mai lungă. Na, asta ar fi, să spunem, latura pozitivă a ceea ce luăm din această experiență. Dacă la Universitatea de Vest din Timișoara am fost, să spunem, pregătiți, pentru că am avut și infrastructura necesară și îmi place să cred că inclusiv că colegii noștri, cadrele didactice, aveau și cunoștințele pentru a putea să deruleze acest proiect. Mai mult decât atât, am venit și cu o echipă foarte puternică de suport care a asigurat pregătirea și sprijinul tuturor colegilor pentru a desfășura aceste activități. Ei bine, în zona învățământului preuniversitar lucrurile nu stau așa și acest lucru îl cunoaștem de la copiii noștri, îl cunoaștem de la copiii prietenilor noștri, adică de la toți cei care sunt implicați în zona aceasta a învățământului preuniversitar. Și atunci mi s-a părut absolut firesc să venim în sprijinul colegilor noștri cu un instrument, cu un curs postuniversitar care să li se adreseze, pentru care am găsit, să zicem, și o denumire care este elocventă, resurse educaționale și digitale pentru instruirea online, și este un curs care se adresează nivelului de bază. Sigur că putem avea în plan în viitor ca acest curs să fie urmat și de altele care să vizeze o pregătire mai amplă, o pregătire, să spunem, de nivel 2 sau 3, dar pentru început acest curs postuniversitar sau acest program de studii postuniversitare vizează, cum am spus, aspectele de bază ale utilizării instrumentelor digitale pentru procesul didactic. Cursurile se adresează tuturor profesorilor din mediul preuniversitar care doresc să-și dezvolte abilitățile de predare online. Toate informațiile despre programul de studii, metoda de aplicare și taxe se găsesc pe site-ul UVT. Numărul de locuri pe serii este unul limitat, deci în condițiile în care, să spunem, va exista o cerere foarte mare, vom încerca să ne adaptăm și vom putea eventual să facem mai multe serii deodată, implicând mai mulți colegi din Universitatea de Vest din Timișoara pentru activitatea de predare. Nu există niște criterii specifice de selecție, pentru că ne propunem ca acest tip de curs să fie adresat cât mai multor persoane, colegi, repet, cadre didactice din învățământul preuniversitar, și în aceste condiții, practic toată partea administrativă de înscriere este disponibilă pe site-ul Universității de Vest din Timișoara, acolo unde sunt înscrise și taxele care sunt percepute, și programul, și disciplinele, și numărul de credite care se obțin. Deci cumva toate detaliile se regăsesc pe pagina de internet a universității noastre. Înscrierile se finalizează în 10 iunie, iar data propusă pentru începerea programului de studii este 15 iunie.